Ministerul de Interne anunță că o rachetă rusească doborâtă de sistemul ucrainean antiaerian a căzut luni dimineață pe teritoriul satului Naslavcea Raionul Ocnița, localitatea aflată la frontiera de nord cu Ucraina. Primăria din Naslavcea a convocat ședința Comisiei Teritoriale pentru Situații Excepționale pentru a evalua situația și a stabili toate circumstanțele. Secretarul Consiliului Raional Ocnița, Alexei Galușca, a confirmat pentru Europa Liberă că mai multe clădiri din Naslavcea au fost afectate fără a fi înregistrate victime. Autoritățile ucrainene au informat că au avut loc un atac cu drone asupra barajului Dnestrovsk de pe teritoriul Ucrainei, care este la o distanță de un kilometru de barajul Naslavcea. Atacul rusesc nu a afectat barajul, dar au fost atacate transformatoarele electrice. Autoritățile ucrainene anunță că nu există pericol de inundații. În prezent, efective ale MAI au încercuit zona căderii rachetei pentru a evita eventuale pericole, iar un grup de documentare se află la fața locului. Poliția de frontieră a anunțat întreruperea programului de lucru a mai multor puncte de trecere a frontierei din nordul țării, Otaci, Larga, Ungur și Lipcani, din motive de securitate, în contextul riscurilor de atac aerian asupra Ucrainei.